se simte Vlad acum? Acum tot în starea care a fost duminică după accident, un pic mai bine. Adică în sensul că și-a revenit, e conștient, dar nu poate să vorbească, că încă e intubat. Respiră tot cu aparatele. A trecut deja prin operație? Da, a trecut prin operația de față, estetică, la care trebuie să se mai facă încă, pentru că nu e suficient cât s-a făcut până acum. Ochiul e implicat foarte tare. Nu știm cum va fi, dacă va vedea cu el sau nu, acolo încă e o problemă. Cum va fi recuperarea, ce spune medicii? Recuperarea grea, pentru că are și un inel cervical fisurat, va purta guler 3 luni. Noroc că nu i-a ștrangulat coloana, deci aici e o bucurie. Iar, cum am spus, fața e cel mai important și coastele care i-s fisurate, deci e rupt, să zic, 5 coaste, am înțeles, și partea stângă. Așa, da. A fost o veste foarte grea pentru dumneavoastră. Foarte grea, mai ales dimineața la 4, când sună telefonul, nu-i plăcut să afli vestea asta că băiatul a avut accident. El se întorcea de la lucru, acasă. Culegeam numai cuvinte de laudă, spun că e un băiat foarte muncitor, își dorea să ajute familia. Așa este, așa este. Și nu a fost niciodată un om rău, nu a făcut rău la nimeni niciodată. Stai. Cu minte, dorește să-și ajute familia, acum 2 luni, parcă, da? Și-a luat atestatul și-a dorit foarte mult să aibă și el ceva de lucru, pentru că înainte a mai suferit și alte operații și datorită sănătății nu i-a permis să facă muncă mai grea. Și a început să facă taxi, pentru că asta putea să facă acum la ora actuală. Și a făcut cu drag, cu plăcere și a ajutat toți prietenii întotdeauna când avea cineva nevoie de el, era primul care țărea și mergea și ajuta pe toată lumea. Bineînțeles și în familie. E un copil foarte bun și liniștit și la locul lui. Din păcate nu e primul accident pentru... Nu. Am mai avut un accident când avea 2 ani și 9 luni. Mergeam la mare cu familia și atunci tata copilului a decedat. Atunci tata copilului a decedat în accidentul respectiv. Am fost toți, toată familia și eu și celălalt frate lui, atunci i s-a rupt fața și bolta palatină. I s-au făcut atunci niște operații, ce s-au putut la vremea respectivă. Și apoi urma, după ce împlinește 18 ani, să facem operația mai mare, pentru că el are maxilarul superior mai în spate decât ar trebui și devierea de sept, care am înțeles de la medici că se face numai după 20 de ani. Ne-am zbătut să facem și operația asta, dar e costisitoare și n-am reușit să adunăm toți banii care a trebuit să putem să plătim aparatul respectiv care trebuie să îi se pună. Cât am putut, am făcut. Și urma să-și fac acum bani și să meargă din nou la operație. Ce înseamnă bani? Atunci medicul ne-a spus că ar costa vreo 3.000 de euro la vremea acum 2 ani, că el de fapt are un aparat la maxilarul de jos care îl poartă, dar partea de sus trebuie, aici numai medicii pot să vă spună despre ce e vorba, în ce. N-am mai reușit, n-am mai putut să facem. În păcate acum s-a agravat. Da, da, mai tare. Mai tare, da. Acum nu a fost destul partea dreaptă, că și la ochiul drept a fost operat din accidentul dinainte, acum și partea stângă afectată. Și afectată destul de rău. S-a auzit că a fost într-un al doilea accident, cred că a fost un șoc pentru dumneavoastră. Da, da. Nu pot să vă spun în cuvinte. Crezi că mi se rupe sufletul. Nici nu vreau să nu mai mi-amintesc, că nu mai am cuvinte să vă spun.
prin ce suferință trece. Va fi și un sprijin pentru dumneavoastră. Da, este. Este și un copil, v-am spus, un copil ascultător, bun, ne înțelegem foarte bine. Singură, vă spun, i-am crescut de la vârsta de... El avea 2 ani și 9 luni, celălalt băiat 13 ani. Și eu am fost accidentat, atunci am avut bazinul rupt, mână ruptă, maxilar, deci... Dar Dumnezeu mi-a ajutat și m-a făcut bine și am început să muncesc și să fac tot posibilul să le fie bine. Cât am putut. Ne spuneți numele dumneavoastră? Boar Maria.